Bună ziua, dragi prieteni din Taur! Haideți să vedem la Taur, în dragoste, azarul în dragoste. Haideți să vedem. Așa. Aveți ceva probleme cu cineva din familie care, nu știu, care se poartă, nu știu, nu vă vrea. Cu cineva, ori influențează persoana iubită negativ să vă părăsească sau vă influențează să vă părăsiți persoana iubită. Aveți o influență negativă, poate fi cineva din părinți, poate fi soră, poate fi prieteni, oricine. Nu oricine, prieten, pentru că este din familie. Dumneavoastră ați fost prinși în această, în ideile care vi le-a transmis această persoană, cuvintele v-a format niște idei, niște gânduri, care credințe, și asta ca să vă părăsiți soția, soțul, partenerul, da? Dar arată că dumneavoastră știți deja și nu mai vreți să plecați în plasă, să mai ascultați de această persoană și vă simțiți atrași, dar și acea persoană încă vă iubește, încă vă așteaptă, încă, deci veți fi împreună. Cei care sunteți căsătoriți aveți multă dragoste, poate ați întâlnit unii o persoană nouă cu care aveți mare dragoste, poate să fie și că sunteți căsătoriți și aveți o relație, da? Dar unii vă simțiți răniți în dragoste, vă rezolvați problemele în dragoste, vă gândiți foarte mult la familie unii și vă gândiți foarte mult la, visați foarte mult, dar unii simțiți că ați pierdut acea familie, vreți să recuperați o familie, vreți să recuperați armonia în familie, dragostea în familie și o să o recuperați. Arată că da, că recuperați dragostea, că dacă vă gândiți la o persoană vine înapoi. Și arată legătura asta strânsă între dumneavoastră și această persoană. Mai arată că unii așteptați ceva, dar trebuie să munciți mult pentru asta. Câteodată sau vreți un copil și trebuie să depuneți efort pentru acest copil ca să-l aveți. Sau ceea ce doriți mai durează, nu este repede, cam 2 ani, cam 2 ani. Să știți, nu repede se întâmplă ce vă doriți. Unele persoane aveți dorințe, orice, poate fi un copil să aveți sau să vă recăsătoriți, să vă găsiți o altă persoană sau să vă recuperați persoana, dar mai durează, nu așa repede. Nu așa repede, pentru că sunt foarte, parcă este magie neagră făcută pentru unele persoane, parcă, da, deci chiar dacă persoana vă iubește, chiar dacă iubiți acea persoană, sunt unele energii negative care nu vă lasă să fiți împreună, care vă despart, care trebuie să munciți mult pentru asta din ambele părți și arată mult timp. Dar arată totuși că sunteți cu speranță, că vă rezolvați anumite probleme. Asta poate nu la toată lumea, știți? La unele persoane este bine că vă văd cu copii, cu căsătorie, fără probleme. Dar unii, da, unii aveți probleme și vor mai dura aceste probleme. Sau câteodată, nu știu, vreți să vă despărțiți, dar nu faceți divorțul. Dar cei divorțați, da, încă nu vă împăcați. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.